Deci, bună ziua, dragi prieteni! Mă numesc Aluna și voi reprezenta Organizația Europea astăzi. Vreau să vă zic că, ca rezultat a unei cercetări, Europea a identificat că membrii comunității din Europa Centrală și de Est, care locuiesc în Marea Britanie, au o serie de îngrijorări mai specific legate de coronavirus sau COVID-19. Noi am hotărât să abordăm acest subiect și să intervievăm profesioniștii din domeniul sănătății din Marea Britanie. O avem cu noi pe doamna Mandy Hughes. Ea este colega noastră din Europia și șefa Departamentului de Sănătate și Asistență Socială în organizație. Ea este engleză, deci britanică, dar vorbește foarte bine limba română pentru că a locuit în România timp de 10 ani și a lucrat în sectorul voluntar alături de comunitatea de rom. În plus, Mandy Hughes a lucrat ca asistentă socială la NHS. Vă salut! Bună ziua! Bună ziua tuturor și sper că sunteți bine și sper că acum putem să vedem niște informație bună și adevărată care vă doriți. Și prima întrebare care vreau să vă adresez este: de ce COVID-ul se consideră un virus unic și prin ce este diferit de orice altă boală? Pentru că este un virus foarte nou și o boală nouă. Corpul nostru nu sunt obișnuiți să se luptă împotriva acestui boală. Este ceva foarte nou. Este foarte ușor să prinzi. Asta e problema cu această boală. Și prin aer, așa, peste tot în jurul, și prin tusa, și prin strănuți. Poate și prin vorbit și cânta. Atunci, nu avem voie, de exemplu, la biserică, să cântăm acum. Este foarte ușor de prins. Și foarte nou. Și acum vă mulțumesc mult pentru răspuns și a doua întrebare este: ce ar trebui să fac dacă am unele simptome asemănătoare cu cele ale coronavirusului, dar și ar putea fi o altă boală? Dacă aveți simptome, orice simptome, o tusă nouă, o durere de cap sever, febră sau și pietre de gustul sau de mirosul, și să fie foarte bine să auto-izolare și să trebuie să, pentru o perioadă de 10 zile, și luați un test și rămâneți acasă. Puteți să luați și un test acasă, primit prin poștă. Dacă aveți internetul, atunci puteți citi sfaturi de acolo NHS sau prin telefon 119 sau 111 sau până la GP, General Practitioner. Spălați mâinile, purtați mască și stați la distanță de 2 metri de ceilalți. Dacă aveți grijă că nu știți exact dacă aveți corona sau nu, atunci e mai bine să urmăriți această sfaturi în caz că aveți această boală. Și depinde și de restul familiei, dacă familie au și ei niște simptome. Și dacă nu sunteți siguri, atunci e mai bine să dați un telefon la cineva sau, cum am spus aici, să întrebați la NHS sau la un medic sau asistentă. Mai vreau să vă întreb, doamna Mandy, ce ar trebui să fac dacă am unele din simptome, dar nu am celelalte? Nu toată lumea manifestează fiecare simptome. Rămâneți acasă, cum am zis înainte, și să aveți grijă, în caz că alte membri din familie se poate și ei să aibă simptomele. Dar e puțin greu, pentru că dacă aveți unul din simptome și să nu sunteți siguri, cum am zis, că e mai bine să întrebați, dar în timpul în care aveți timp să stați un pic să vedeți și întrebați și mai bine să stați acasă, să fiți siguri că nu poate să da la altcineva, mai ales în familie. Dar dacă aveți întrebări, și mai bine să întrebați. Întrebarea următoare ar fi: unii oameni pe care noi, Europea, le-am întrebat, au spus că nu sunt convinși că coronavirusul este de fapt o pandemie. Ce ați putea să răspundeți? Cel mai important să înțelegeți că este o boală serioasă și a fost declarată o boală pandemie peste tot în lumea
acum un an și ceva, și de la Organizația Mondială a Sănătății. Și înseamnă că dacă este pandemie, dacă este peste tot în lume, în fiecare țară, atunci înseamnă pandemie. Și asta este faptul. Dar nu prea contează pentru unii individual și este foarte important să înțelegeți că este o boală foarte serioasă și trebuie să avem o mare grijă. Vă mulțumesc mult și unele persoane dintre cei pe care Europa le-a întrebat consideră că COVID-19 există, însă personal nu se simt în pericol. Probabil din cauza că mulți respondenți au fost de vârstă de muncă sau și au fost sănătoși. Ce ați putea să le spuneți acestor oameni? E greu. E greu să înțelegeți, dar COVID nu respectă vârstă. Nu contează dacă ești un tiner, dacă ești așa mai în vârstă, dar cei care sunt mai în vârstă sunt mai în pericol de să prindă o boală mai serioasă. Și poate să ajungă la spital sau foarte, sau la moarte. Așa. Dar COVID poate să aibă virusul în corpul fără simptome, atunci puteți transmite virusul fără să știe. Copiii la fel, mai ales copii. De obicei, copii nu prind această boală, dar poate și ei să aibă simptome. Și oameni în vârstă, cum am zis, cei care au cu alte boale, poate prind acest virus prin aer de la voi. Dacă, de exemplu, stau în casă, în casă cu voi. Și simptome, știa că aveți, atunci este un risc mare de boală serioasă. Gândiți-vă la familie voastră și aveți grijă de toți. Este greu și dacă, de exemplu, aveți grijă la lucru și la banii și la mâncare și la viață normală. Dacă puteți să stați în casă 10 zile sau mai mult, sau ajungeți la spital, și este o mare grijă pentru stilul de viață și mai ales pentru banii și pentru mâncare. Dintre toți oamenii, membrii comunităților din Europa Centrală și de Est, cu care Europa a vorbit, au fost și acei care spun că respectă doar câteva dintre măsurile de siguranță împotriva coronavirusului sau că respectă măsurile doar atunci când cineva îi obligă să o facă. Care ar fi sfatul dumneavoastră pentru persoanele din comunitățile din Europa Centrală și de Est din Marea Britanie despre cum să respecte măsurile de siguranță împotriva coronavirusului? Aș vrea să vă spun că este o perioadă foarte greu și periculos pentru toți, mai ales dacă sunteți îngrijorată despre bani, cum am zis înainte. Problemele pe care aveți, cum am zis, că de obicei sunt din cauza la lucru și la muncă și la mâncare și la bani. Dar poate nu prea înțelegeți despre boala asta. Simptome și cum e transmis, că este, cum am zis, că e transmis foarte ușor. Și nu numai poporul din Europa de Est și Europa Centrală au probleme, ci dar multe alte. Și din cauza că frică există, dar există ajutor și informații. Poate din cauza la frică, din cauza la amenzi, și frică din cauza la muncă, cum am spus, și nu prea înțelegeți exact cum se manifestează această boală și cum de mult este periculos pentru voi, pentru toți, cum am zis înainte. Și să nu aveți frică, să mergeți la un ajutor și să luați și găsiți niște informații, mai ales, de exemplu, de la o organizație din Europa, ca Europa, sau alte organizații, sau NHS, sau, cum am zis, GP, sau asistenți, sau medici. Și să nu fiți, nu stați acasă fricoși și să nu fi fricoși să întreb pentru ajutor. Și vă mulțumesc mult pentru răspuns și am ultima întrebare la dumneavoastră. Ați dori să mai împărtășiți alte informații despre coronavirus, despre COVID-19 cu membrii comunităților din Europa Centrală și de Est? Da, aș vrea să vă spun că chiar doctorii, asistenți și au de învățat mult despre această boală.
nu și acum avem noroc că s-a apărut un vaccin pe care vorbim mai târziu. Eu sper că fiecare dintre noi vom scăpa de frică, boală și mergem înainte spre o viață mai ușoară în viitor. Eu doresc tuturor sănătate și numai bine. Și să nu uitați să întrebați dacă aveți grijă. Vă mulțumim foarte mult. Aici a fost Europia cu informații despre coronavirus. Noi vă dorim sănătate și să aveți grijă. La revedere! La revedere!